Hello, happy friends și bine ați revenit la Cultură! Începem săptămâna în forță cu un super interviu simpatic. Continuăm discuția pe care am început-o vineri cu actorul Marius Rizea și vedem ce are să ne povestească mai departe. Hai să vedem! Voiam să te mai întreb puțin despre admiterea la facultate. Cum a fost experiența asta? Admiterea la facultate a fost iarăși un moment de povestit. Păi da. Am fost o promoție noi în 1994, a fost atât de mare cerere, au fost atât de mulți candidați. Deci știu că pe atunci erau 8 locuri la fete și 12 locuri la băieți. După prima probă s-a hotărât egalizarea locurilor, pentru că au fost fete foarte bune și erau mult mai multe înscrise, erau 500 și ceva de fete pe 8 locuri și vreo 300 și ceva de băieți pe 12 locuri, și atunci au trebuit să egaleze cum ar veni locurile, să fie 12 și 12. Cel mai important lucru pentru mine a fost întâlnirea cu mari actori și profesori. Eu veneam dintr-un oraș de provincie, prin București treceam doar în trecere spre mare, deci eu nu am stat măcar o oră în București, am trecut doar cu trenul spre mare, și cu atât mai mult ajungând la Academia de Teatru și Film, că așa se numea pe atunci, acum este un ATC, Universitatea de Artă, Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. Imaginează-ți că rectorul Facultății de Teatru era Victor Ebenciuc, profesori de actorie erau, Dumnezeu să-i odihnească, Olga Tudorache, da, Demrădulescu, Ion Cojar. E greu să-ți descriu starea pe care am avut-o. Poți să-mi imaginezi. Aveam 18 ani pe atunci și, cum spuneai și tu adineauri, că îi văzusem pe mulți dintre profesorii și actorii de acolo, îi văzusem doar la televizor și mi-era foarte greu să mă împac cu ideea, cu gândul că îi puteam vedea la câțiva metri în carne și oase, știi? Când vorbeau ei ție și... Când vorbeau mie, dar știi cum e vorba aia, că uite, fac o paranteză acum, ne-a povestit domnul profesor Demrădulescu la clasă că a fost într-un turneu cu un spectacol și undeva, și după spectacol a plecat cu alături de Florin Piersic să-și cumpere o prăjitură și la coadă, s-a așezat la coadă și în spatele era o mămică cu o fetiță și fetița a pus mâna pe ei și a zis: mami, mami, sunt vii! Mi s-a părut extraordinar. Pentru, de-aia zic, pentru noi telespectatorii păreau undeva, știi, dincolo de... Bine, așa, da. Da, mult mai sus. Chiar și prin ținute că prima zi de școală, prima zi de facultate, atunci când domnul profesor Demrădulescu a intrat în clasă, avea aur, era super uman, știi, era peste puterea noastră de a înțelege, știi, dar nu știu dacă îi vedeam noi, dar chiar exista energia asta, a existat și am resimțit-o 4 ani de facultate, am resimțit-o din plin. Când ai urcat pe scenă prima oară? Prima oară am urcat undeva într-un turneu, într-un cantonament cu voleiul. Okay. În 1989, deci 14 ani, eram în cantonament cu voliu undeva pe litoral, la Năvodar, cred, și acolo eram mai multe echipe de volei, mă rog, școli de sport, că de fapt erau școlile de sport, cum eram și eu la liceu, colegiul Mircea cel Bătrân, care a reactivat acele clase de sport de volei, și s-a organizat tabăra, de fapt a impus tuturor județelor sau școlilor care reprezentau județele să facă un spectacol artistic, fiecare să-și asume un program de o jumătate sau o oră maxim de un program artistic pe care să-l prezinte în fiecare seară de tabără, și normal că a revit și nouă sarcina să facem acel program, eu făcând, ascultând foarte mult teatru radiofonic, momente vesele, profesorul meu de sport ne-a ascultat: bă, știți ceva, ia spuneți vă poveste, vreo poezie, vreo ceva, și evident că am început să-mi dau drumul, ceea ce, până la urmă, n-a fost prea greu să nu... Și a fost un meu contact cu scena, să spun așa. Am avut succes mare, am și câștigat premiul, nu eu, orașul Râmnicu-Vâlcea, școala noastră a câștigat cel mai bun spectacol pe care l-am făcut, doar pentru că, fără să-mi dau seama, practic, pregătisem niște momente care au avut un impact extraordinar la public. Cea mai mare prostie pe care ai făcut-o, îndrăvănie... Și acum poți să intră, adică poți să-mi povestești din liceu, din generală, din facultate, nu știu. Cea mai mare. Cea mai mare năzdrăvănie? Povestibilă. În ciuda aparențelor, nu am fost un băiat atât de năstrușnic.
mi-am respectat, perioada aia era o perioadă pe care eu, din punctul ăsta de vedere, o regret, pentru că exista foarte mult respect. Respect față de noi înșine ca și colegi și mai ales respect față de, de profesorii noștri, față de oamenii care ne întindeau o mână de a face pași importanți în viață. Deasupra clasei noastre la, la liceu era o clasă unde aveam, să zicem, depozitul de animale împăiate. Deci au un urs împăiat, vulturi împăiat, veveriță, o vulpe, un lup. Și știu că am spart lacătul la acea magazie și am scos animalele, le-am pus pe scări. Ursul l-am pus undeva la ușă la noi. Am pregătit tot traseul ăsta, înțelegi, pentru... Și am rugat pe ăștia, erau vreo câțiva colegi de-a mei care fumau și am rugat să fumeze, să, de fapt nu să fumeze, să facă foarte mult fum. Ca în momentul în care vor veni profesorii să nu vadă despre ce este vorba, știi? Deci ia câte că am pregătit într-un fel, am gândit. Și simte că au făcut fum și trebuia să vină profesora de chimie, din ce mi-aduc aminte, da. O și iubeam foarte mult, cu ghilimele de rigoare. Aha. Ne-am așezat în clasă și am așteptat și evident că răspunsul pe care nu l-am așteptat a fost un urlet al profesorului de chimie, pentru că în momentul în care s-a ridicat fumul, a dat nas în nas cu un urs. Un urs. Cum se numește ăla? Păi noi avem cum se numește rasa noastră de urs? E Brunul, ursul Brunul. Da. Și a fugit săraca până la cabinetul directorului. Sărac. Deci nu s-a oprit. Și tot cu profesoara de chimie, mi-aduc aminte că mai târziu puțin, am fost chemat, am fost scos la tablă. Și a spus, Lizia, te rog frumos să-mi faci și mie reacția dintre benzen plus acid clorhidric. Și normal ar fi trebuit să scriu pe tablă o schemă. Deci erau niște hexagoane, știi foarte bine că erau niște scheme. Iar eu am scris o propoziție. Benzen plus acid clorhidric este egal cu... Ești un mare nesimțit, la ora mea să nu mai cald niciodată. Deci să înțeleg că în principiu chimia era materia la care, care păi, stă bătaia de cap cea mai mare. Chimia și cu fizica nu m-am înțeles niciodată. Da. Am încercat, am făcut eforturi mari. La un moment dat am zis, bă, hai totuși, poate că nu vreau eu suficient de mult. Nu am reușit. Adică baza așa am mai ținut-o, cum mai folosesc și acum, mai știu și eu de vector, mai știu și eu de ce înseamnă corecte, alternativ sau continuu, mai știu, normal că am rămas pe niște lucruri. Dar dincolo de chestia asta de cuantică, dar ce să, deja ajunsese la variațiuni, pentru mine era mult prea mult, nu? Da, da. Eu ce spui, înțeleg perfect, am fost exact acolo. Asta trebuia, trebuia să ai, așa cum pentru teatru trebuie să ai o inclinație, cred că și pentru fizică și chimie trebuie să ai la fel o inclinație. Absolut, dacă n-ai talent pentru așa ceva, nicio șansă. Uite, muzica este un capitol foarte important în adolescența mea, chiar în copilăria mea. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă n-aș fi ascultat rock-ul anilor 70-80. Pentru că nu știu dacă ți-aduci aminte, pentru noi era foarte greu să avem acces la muzica adevărată, muzica de calitate și atunci cu greu reușeam să ascultăm un Floyd, să ascultăm un AC/DC, să ascultăm un Deep Purple, un Led. Da. În momentul în care reușeam sau mai mergeam la niște concerte cu trupele românești, era o evadare, era un moment de, ce să spun, de prea plin. Aleas momente pe care, iacăte și acum, după ani și ani de zile, mi le aduc aminte cu atât de mare plăcere, deși tremuram. Ți-mi minte că i-am luat cearșaful maică, am sacrificat un cearșaf pe care am scris cu ojă, Iris, te iubim, eu am scris cu mânuța mea, cu ojă, i-am făcut tot flaconul de ojă, l-am ținut maică-mii și l-am purtat pe brațe și l-am ținut ridicat tot concertul de la casa, s-a ținut pe atunci la casa sindicatelor în Râmnicu Vâlcea. Deci, na, ce să spun, greu, dar și frumos, știi, până la urmă. Da, uite cu ce gen de amintiri rămâi de pe urma unor astfel de experiențe, așa noi care avem acum toată ziua, bună ziua, adică astăzi, noi tot avem acces la orice, oricând, oriunde. Da. Băiatul meu nu înțelege deloc. Eu încerc, îi povestesc, de multe ori mă ascultă săracu așa, până la un punct mă ascultă, după aia se plictisește pentru că zice, bă, lasă-mă în pace, deci ce-ai trăit tu acolo, n-are nicio legătură cu ce am eu acum. Dacă ar fi să poți să retrăiești o perioadă din viața ta, să zicem undeva la 4-5 ani, dacă ar fi să te alegi să retrăiești zi de zi o perioadă, ce perioadă ți-ai alege? Deci,
perioadă din viața mea a fost liceu. Deci a fost perioada în care s-au legat prietenii solide, a fost perioada în care am început să simt ce vreau cu adevărat, a fost perioada în care am iubit pentru prima oară, a fost perioada în care m-am simțit liber pentru prima oară, deci este perioada de care mi-aduc cu cea mai mare plăcere aminte. Este perioada de la 14 până la 18 ani. Da, ce frumos. Și, în încheiere, un mesaj pentru elevii noștri. Mi-a plăcut gestul tău. Și, hai, ia zi! Asta bună. Ia zi, tată, hai! Hai, dă-ne ceva de final acum să ne... Ceva genul. Da, foarte bun a fost așa. Hai, ia zi, tati, hai, ca să închidem, exact. Deci, ca să zic de ce, hai zi, ce mai vrei să mai spun? Ia, hai, hai. Pentru spectatorii, pentru ascultătorii. Nu, atenție, pentru elevii, pentru elevii care nu mai menționăm cum se chinuie acum cu împărțiți între școală online și se școală. Se chinuie deloc, lasă, nu-i mai compătimit tu că nu se chinuie, stai liniștită. Nu, da, fost... chiar fericit ei. Păi de-aia spun, nu, hai să nu-i facem, că nu sunt victime. Sunt dragii profesori care habar n-au să folosească o tabletă, care habar n-au nici până acum să-și poată ține online niște cursuri și renunță, culmea e că renunță, nu mai fac. Deci nu pot și nu fac. Deci ăia săracii se chinuie că încearcă să învețe. Ăștia așteaptă, nu au nicio treabă. Așa e, așa e. Da, un mesaj pentru, uite, pentru profesori, mai bine. Da. Dragi profesori. Ia zi, ce să le transmit? Despre ce? Un mesaj, ce vrei tu să le spui elevilor? Păi, eu vreau pur și simplu să... Eu o spun acest lucru ca și cum l-aș spune copilului meu. E foarte important să fie corect cu ei înșiși. E foarte important să se uite în oglindă în fiecare seară și să nu le fie rușine pentru cum a trecut ziua peste ei, în fiecare zi. Deci asta e foarte important. Să-și urmeze țelul. E foarte important să lase loc de bună ziua. Asta cred că e cel mai important în viață, că altfel, practic, nu știu, cred că se depărtează de ceea ce înseamnă a fi om. În momentul în care nu mai ai caracter, nu mai ai miză, tu, nu, cu tine însuți, începi să te păcălești, începi, că de fapt nu păcălești pe nimeni, tot pe tine, îți tragi practic coborul singur de sub picioare. Deci cred că asta e cel mai important, să fie onești cu ei înșiși. Restul ține de fiecare ce alege să meargă, să fac, să, pe ce drum vor să meargă mai departe. Da. Dar să meargă cinstit, să meargă corect. Față de ei înșiși în primul rând. Da, despre asta e vorba, că respectul după tine. Dar dacă te respecti pe tine însuți, cred că lucrurile deși se prindă contul. Da, așa e și vezi, pare aproape o lecție de-asta semi-clișeică și de fapt... Este un clișeu, într-adevăr, numai că mă izbesc atât de des de ea în fiecare zi, da. Că simt voia să o spun. Ce vrei să spun acum? Duceți-vă, plecați din țară, faceți meserii, nu mă interesează asta. Oricum rămâne la latitudinea fiecăruia. Pe mine mă interesează că oriunde ar fi, ei să se uite în ochii lor să spună, bă, n-am greșit. Sunt ok. Cu mine, da. Da, despre asta e vorba. Așa. Oh, îți mulțumesc, dar nu mai pot. Și sper să ne vedem în curând fără acest ecran care ne desparte și să depunem și mai multe amintiri. Deci zici că o melodie asta, acest ecran care ne desparte. Tam. Vezi cum mă duci în anumite zone? Chiar am putea să scriem o melodie. Ești acum într-un nou proiect televizat. Ne poți spune mai multe despre acest subiect? Păi nu e încă televizat. Da, o să fie. Când televizat. Da, foarte interesant din multe puncte de vedere. În primul și în primul rând că a apărut în pandemie. Și într-o pandemie pe care n-aș fi crezut vreodată în viața mea să o trăiesc. Da. Acest proiect a venit ca o mană cerească, deci noi, tu știi foarte bine că în meseria de actor îți dorești să lucrezi cât poți. Normal. Nu o să auzi vreodată un actor să spună, bă, nu mai vreau, gata, mi-aș actorii își doresc să lucreze cât mai mult, nu neapărat să câștige, ci pentru că în meseria asta îți dorești să experimentezi, să cunoști oameni noi, să spații noi, să faci tot timpul să fie nou, să fie proaspăt în viața noastră. Da. Imaginează-ți că eu, care eram obișnuit de dimineață până seara, cu regizori, cu colegii mei de la teatru, cu cabiniere, cu radio, cu televiziune, eram între oameni tot timpul de dimineață până seara, m-am trezit odată în casă 36 sau 40 de zile. Și a fost ceva absolut singur. Singur. Păi, da.
singur. Deci îți dai seama, știi ce înseamnă să nu încerci vreodată să fie singur. Mă rog, unii spun că mai bine să fi fost singur decât să fi fost cu cineva. Să știi că da, să știi. Mamă, câte divorțuri am pandemia. Eu, de exemplu, am stat singură cu fiina, într-adevăr, cu fiina, o lună jumate, doar eu cu ea. Bă, dar ai fost cu fiina, eu da, cu fata. Da, da. Dacă eram cu băiatul, cu Radu, cred că era mai bine totuși. Da. Dar eu am fost singur cuc. Eu, care nu sunt fan seriale de televiziune, am văzut tot ce era de văzut ca serial. Netflix, tot. Tot, știi ce? Deci eu nu văzusem ăla, Urzeala Tronul, deci am văzut Urzeala, am văzut Camarați de Ori, am văzut Cernobâl, deci am văzut seriale pe bandă. Păi, super, foarte bine. Da, da, la un moment dat știi cum eram zombie. Noroc da, că am putut să mai ies pe afară și să mai fac un mic de sport. Deci, da, într-un proiect, acum de-aia spun că a venit ca o mană cerească. În primul și în primul că oamenii cu care lucrez aici, mulți dintre ei cunosc foarte bine, am lucrat, de-a lungul timpului ne-am mai colaborat cu ei și în televiziune și în teatru. Scenariul e un scenariu foarte interesant, e pentru prima oară când intru într-un astfel de proiect și atunci îți dai seama că m-a strânit din mai multe puncte de vedere. Da. Mă interesează în primul și în primul rând că n-am fost chemat în acest serial pentru a arăta ce am mai arătat eu până acum ca actor. E ceva nou. Din punctul meu de vedere, da. Deci cred că pot arăta și altceva decât spectatorii sau telespectatorii sau oamenii care m-au urmărit de-a lungul timpului și la teatru și la televiziune și, nu știu, și pe marile ecrane. Cred că e ceva pe care eu mi-l doream într-un fel. Da. Fie și să arăți altceva. E greu, în meseria noastră e foarte greu să întâlnești regizori care să vadă în tine ceva de care tu crezi că nu ești în stare. Asta caut eu și asta îmi doresc de fiecare dată, să mă întâlnesc cu regizori care să spună: băi Marius, nu mai vreau să te mai văd făcând tot felul de mascări pe la televizor sau pe la teatru, vreau să nu mai spui o replică, să nu spui nimic, vreau să te văd în scenă fără să spui un cuvânt și să te știu că ești acolo și să-mi creezi un personaj. De-aia zic, altceva, e altă miză, e alt pariu. Ce frumos. Bănuiesc că de la anul o să vedem acest proiect. Da, începând cu, da, cu prima lună anului viitor se va începe difuzarea. Okay. E un proiect care a avut mare succes, deci nu suntem noi primii pe care, deci alegerea pe care a făcut-o postul de vine după multe alte posturi înainte care au confirmat alegerea că a fost de bun augur, știi? Da. Serialul a avut foarte mare succes și noi l-am adaptat și sperăm și noi să ne bucurăm de același succes. Doamne ajută! E foarte interesantă de actori, e actori buni, actori bine aleși pe ei. Este o echipă de scenografi, de scenariști, pardon, foarte bună și regizori la fel, super profesioniști. Ce să zic, e o plăcere. Mă rog la Dumnezeu să fim sănătoși, ca proiectul ăsta să meargă până la capăt, să-l ducem așa cum mi l-am propus, să-l ducem până la capăt și cred că vom avea mari satisfacții. Și noi și spectatorii. Și telespectatorii. Abia aștept să vin și eu pe platouri. Că, bineînțeles, eu știu despre vin-o ce... pe platouri! Aștept să vin și să văd ce faceți pe acolo. Mulțumesc din suflet, Marius, pentru interviu. Mulțumesc. Și ți-am zis să ne vedem pe ecran data viitoare. Sau cum era ritmul canalului. Ecran este între noi. Ai văzut? Acest ecran este între noi! Mulțumesc, Marius! Dă-i crânul la o parete!